De ce să împlinesc rugăciunea? Pentru că în clipa în care nu împlinesc rugăciunea, în clipa în care nu mă închin, nu mă rog, sunt pradă ușoară șeitanului, diavolului. Vedem acest lucru în foarte multe versete din Coran, chiar într-unul dintre versete în care vorbește despre jocurile de noroc și vin, spune că șeitan dorește să pună între voi ură și dușmănie, să semene între voi ură și dușmănie prin intermediul băuturilor alcoolice și jocurilor de noroc. Și vrea, atenție mare, și vrea să vă abată de la pomenirea sa și de la rugăciune. Deci unul dintre cele mai importante roluri ale lui șeitan în a demeni pe omul credincios este să-l îndepărteze de rugăciune. Odată ce te-ai îndepărtat de rugăciune, odată ce nu te închini, nu te rogi, atunci ești pradă ușoară pentru șeitan, pentru diavol, atunci ești mai ușor să fii atras în capcana lui șeitan, să rătăcești de pe calea lui Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea rugăciunea este foarte importantă, trebuie să împlinim rugăciunea dacă vrem să-l ținem pe șeitan, pe diavol, departe de noi, dacă vrem să avem liniște, fără ca acest șeitan să intervină prin ostașii lui, prin săgețile lui, să ne strice atât liniștea lumească, cât și liniștea și viața din ziua de apoi. De aceea trebuie să împlinim rugăciunea.